Mă bucur să fiu prezentă la această reuniune, a 53-a reuniune a Comisiei Cultură, Educație și Afaceri Sociale, adunării parlamentare, acoperării economice la Marea Neagră. Reprezentând o instituție responsabilă de elaborare politicilor în domeniul ocupării forței de muncă, aș vrea să menționez importanța majoră a subiectului propus astăzi pentru discuții. Rata șomajului, rata de activitate, rata de ocupare pe sectoare sunt unii din indicatorii care de fapt arată modul în care funcționează o economie și modul în care sunt utilizate resursele umane a unei țări. Dacă să analizăm tendințele pieței muncii în țările membre a cooperării economice la Marea Neagră, observăm că aceleași provocări și tendințe a, care de fapt ar putea constitui prioritate pentru colaborare cum ar fi, de exemplu, rata de participare a forței de muncă destul de joasă în unele țări, în special fostele țări ale Uniunii Sovietice, ceea ce înseamnă piețe locale ale muncii neatractive. Altă provocare, migrație forței de muncă în unele țări, reprezintă sursă de forță, forță de muncă, iar pentru altele țări, aceste reprezentând țări de destinație, situa situație care impune necesitatea reglementării fluxurilor migraționale între statele uh, noastre. Uh, pondere încă destul de înaltă populație ocupată în agricultură, sector cu o productivitate cea mai scăzută, ceea ce contribuie la utilizarea ineficientă a forței de muncă. Uh, în unele țări, uh, acest indicator ajunge până la 30%. Ocupare informală, cu toate consecințele ei asupra defalcărilor în bugetul de stat și respectării drepturilor lucrătorilor și asupra concurenței loiale pe piață. Rata înaltă a șomajului în rândul tinerilor este altă problemă cu care ne confruntăm toate țările prezente aici. Acest fenomen urmează a fi redus pentru a preveni șomajul de lungă durată în rândul tinerilor și utilizarea eficientă a resurselor umane. Altă problemă este un număr destul de înalt al tinerilor niți, adică tinerilor care nu se află nici în ocupare, nici în educație, care trebuie aduși pe piața muncii sau incluși în educație. Altă problemă este îmbătrânirea populației și tendința demografică negativă care influențează considerabil competitivitatea forței de muncă în contextul unei lumi a muncii în schimbare continuă. Decalaș între cerere și ofertă de forță de muncă este altă provocare care este caracteristică mai multor piețe ale muncii din țările prezente, iar acest decalaș în mod special între cerere și ofertă de competențe trebuie redus, ceea ce este foarte important în contextul globalizării și creșterii mobilității forței de muncă în spațiul Uniunii Europene și pe plan internațional. Deja astăzi a fost menționat cum Republica Moldova încearcă să facă față acestor provocări, avem o strategie de ocupare a forței de muncă, o lege nouă dar este, cunoaștem cu toții că politica activă pe piața muncii, de fapt, nu are rolul cel mai important în sprijinirea ocupării forței de muncă. Accentul trebuie pus pe crearea unui cadru macroeconomic stabil, care să încurajeze inovare, dezvoltarea competențelor forței de muncă și dezvoltarea de afaceri. În acest context, pentru reducerea șomajului și creșterea ocupării forței de muncă, ar trebui asigurată o abordare intersectorială și sinergia politicilor economice, educaționale și de ocupare a forței de muncă. Ținând cont de problemele menționate mai sus, noi, cei care suntem responsabili de elaborarea politicilor în domeniu, considerăm oportună și sugerăm cooperare pe următoarele subiecte între statele membre. A, a, a prezente la această reuniune. 1. Uh, cooperare între dezvoltarea unui sistem inteligent de informație privind piața muncii pentru susținerea elaborării politicilor bazate pe dovezi. De exemplu, noi cunoaștem că în Republica Zimbărgeană a fost instituit un observator al pieței muncii. Uh, am instituit un astfel de observator și în Republica Moldova, deci iată asta că ar fi o ocazie și o oportunitate de colaborare între țările noastre. 2. Cooperare pentru creșterea competitivității forței de muncă prin schimbul de bune practici în dezvoltare și punere în aplicare a cadrului național al calificărilor, dezvoltare centrilor de excelență în învățământul profesional tehnic care sunt considerate la nivelul Uniunii Europene motoare ale calității în învățământul profesional tehnic. 3. Cooperare pentru creșterea eficienței politicilor active ale pieței forței de muncă prin schimbul de buni practici privind modalitatea de țintire a acestor politici, evaluarea performanței agențiilor noastre naționale de ocupare a forței de muncă, precum și evaluarea impactului politicii active a pieței muncii, ceea ce, de exemplu, pentru Republica Moldova astăzi este foarte interesant de a colabora în acest domeniu. 4. Uh, sprijinirea parteneriatelor, uh, parteneriatelor locale pe piața muncii, la nivel um, sectorial, la nivelul lanțului valoric, la nivel local. Instituțiile pieții muncii, întreprinderile, autoritățile publice locale, patronatele, sindicatele um, ar trebui să colaboreze și să lucreze împreună pentru a stabili priorități și a asigura sinergie între politicile și programele elaborate la nivel național pentru a aborda provocări concrete pe piața muncii. 5, integrarea economică-socială a tinerilor niți, tinerilor care nu se află în educație nici în ocupare, este o altă prioritate pentru cooperare. Aici colaborarea noastră ar putea fi concentrată pe dezvoltare și implementare metodologiilor de identificare, așa zisuri metodologii autrice a acestor tineri niți, și metodele de lucru cu aceste categorii de tineri. 6-6. Și desigur, migrație forțe de muncă. Colaborarea aici ar putea fi axată pe strategiile de reintegrare a migranților, deci acest fenomen um, influențează sau este prezent pe piețele muncii din majoritatea țărilor prezente în această sală. Noi cei care suntem responsabili de politică în domeniu, considerăm. Uh, și în Republica Moldova, de exemplu, este practicat așa, uh, utilizat așa instrument dezvoltarea acordurilor bilaterale privind migrație, forțe de muncă și securitate socială în același timp. Uh, de exemplu, pentru Republica Moldovală, în prezent, noi deja și-am început uh, să întreprindem activități în această direcție, este absolut important să avem acest acord de colaborare în domeniul migrației cu Rusia. Unde se află o mare parte a cetățenilor Republicii Moldova. La muncă și, deseori, lucrează ilegal în afara legii. Ceea ce aș mai vrea să menționez că unele state prezente aici deja ne intersectăm în cadrul altor platforme de, co de colaborare de exemplu, colaborarea în cadrul parteneriatului Estic, suntem Ucraina, Georgia, Moldova, Armenia, sau în cadrul platformei pe strategie Uniunii Europene a Dunării, acolo ne regăsim Moldova, Ucraina, România, Bulgaria. Deci, în opinia noastră, este important și pentru a crește eficiența activităților de colaborare să se să, să se asigură sinergie între aceste diferite platforme de colaborare la care facem parte. Și în final, pentru noi, laboratorii de politică, pentru a participa în cadrul acestei platforme, este important să cunoaștem sau să existe mecanisme clare de finanțare și procedură de aplicare la proiecte. Mulțumesc și doresc succes activităților Uniunii.